Orice credincios care dorește să placă lui Dumnezeu în ce privește viața lui de rugăciune, trebuie să clarifice această întrebare. Are Dumnezeu tot ceea ce am eu nevoie sau este necesar să merg în altă parte pentru răspunsul meu? Aceasta pare a fi o întrebare simplă, poate una care nici nu are nevoie să fie pusă. Cei mai mulți creștini vor răspunde, da, bineînțeles că eu cred că Dumnezeu are tot ceea ce am nevoie dar în realitate mulți dintre noi nu sunt convinși noi spunem că credem acest lucru dar apoi ne lovește o criză și Dumnezeu aparent nu răspunde de multe ori la asemenea momente nu credem cu adevărat că el are ceea ce noi avem nevoie Pavel ne îndeamnă în Filipeni 4:19 și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Isus Hristos. Domnul are o visterie îmbelșugată, cu care să ne suplinească fiecare dintre nevoile noastre. Și slujitorii credinței știu asta. Dumnezeu a petrecut 40 de ani încercând să convingă pe poporul Israel că niciodată nu vor duce lipsă de nimic. El a promis că va fi ajutorul și sursa lor constantă. Deuteronom 2:7 Căci Domnul Dumnezeul tău te-a binecuvântat în tot lucrul mâinilor tale și ți-a cunoscut călătoria în această mare pustie. Iată, sunt 40 de ani de când Domnul Dumnezeul tău este cu tine și n-ai dus lipsă de nimic. Dumnezeu le spunea: Nu este lipsă, nu este deficit. Eu am tot ceea ce voi aveți nevoie și vouă v-am dat tot. Căci Domnul Dumnezeul tău are să te ducă într-o țară bună. O țară unde nu vei duce lipsă de nimic. Când vei mânca, te vei sătura. Deuteronom 8, versetul 7, 9 și 10. În aceste vremuri, Domnul ne-a adus în țara noastră promisă, Hristos. Isus este pentru noi un loc trainic, unde niciodată nu este vreo lipsă. În El locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii. În Vechiul Testament, credincioșii aveau gloria lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu spune că El a oferit ceva chiar mai bun pentru noi, și aceasta este prezența lui Isus însuși. El este mereu prezent în noi.